Bună ziua, stimați colegi! Vă mulțumesc că ați dat curs invitației de a ne convoca astăzi pentru a lua decizii referitor la cadre. După cum cunoașteți, opinia Curții Constituționale ne-a permis să numim în funcțiile vacante secretar de stat, lucru care trebuie să-l facem neîntârziat pentru că avem de gestionat o criză și în special în ceea ce ține de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, dar și Ministerul Justiției urmează a fi suplinit cu profesioniști din sistem. Și ăsta vreau să subliniez în mod special faptul că funcțiile vacante vor fi suplinite cu oameni din sistem, care nu au nimic cu politicul și expertiza și experiența cărora va permite să gestionăm eficient crizele cu care ne confruntăm. Stimată doamnă secretar de stat Tatiana Zatic, vă rog frumos în ceea ce privește candidaturile referitor la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Vă rog mult! Mulțumesc mult! Bună ziua tuturor, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului! Prezint atenție dumneavoastră candidaturile pentru funcțiile de secretar de stat pentru Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, începând cu 16 martie 2021, se propun domnul Igor Curov, domnul Denis Cernelea și domnul Vasile Cușcă. Domnul Igor Curov deține o vastă experiență în domeniul asistenței medicale spitalicești, este medic de urgență, deține o vastă experiență în domeniul managementului sanitar. Pe parcursul ultimilor 15 ani a activat în mai multe funcții de conducere în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice, Institutul de Medicină Urgentă, în care a dat dovadă de capacități organizatorice și profesionale. Este absolvent al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimițanu și a Institutului Internațional de Management INI-NOVA. Dispune de abilități de management, de comunicare. În prezent este implicat direct în acordarea asistenței medicale de urgență pacienților cu COVID și coordonează tot procesul ce ține de tratament, internare și aceasta, de fapt, va permite domnului Igor Curov de a se implica rapid în activitatea ce ține de coordonarea în cadrul pandemiei COVID-19 la nivel de republică și este binevenit pentru a consolida echipa Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Da, vă mulțumesc, domnul secretar de stat. Stimați colegi, dacă aveți obiecții, comentarii la candidatura domnului Igor Curov, dacă nu, rog respectuos acceptul dumneavoastră pentru a fi numit în funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Vă mulțumesc, stimată doamnă secretar de stat Zatic. Dacă puteți să ne faceți prezentarea pentru domnul Denis Cernelea. A doua candidatură este Denis Cernelea. Domnul Denis Cernelea și-a început activitatea în cadrul Ministerului Sănătății în calitate de consultant al Direcției Sănătate Publică încă imediat după rezidențiat. Ulterior a activat ca medic șef adjunct al Centrului de Sănătate Publică a Municipiului Chișinău și vicedirector al Spitalului Clinic Municipal Sfânta Treime. Începând cu luna mai 2020, este director al Centrului COVID-19 Chișinău. Pe parcursul activității sale profesionale a demonstrat că deține competențe și abilități manageriale și profesionalism înalt. Are o formare profesională bună, este absolvent al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimițanu. În 2011, a Universității Libere Internaționale de Moldova, la fel în 2011,
Academiei de Administrare Publică și Școlii de Management în Sănătate Publică în anul 2018. Considerăm că candidatura domnului Denis Cernelea la fel este foarte binevenită pentru consolidarea echipei Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru a face față pandemiei, având, după cum am menționat, acesta o experiență foarte bună care a căpătat-o fiind ca director al centrului COVID-19. Da, vă mulțumesc, stimați colegi, dacă aveți obiecții, comentarii la candidatura propusă. Dacă nu, rog respectuos să susținem prin vot numirea noului secretar de stat. Vă mulțumesc. Doamna Zatâc, vă rog, și al treilea candidat care vizează ministerul pe care îl conduceți. Și a treia candidatură, a treia propunere, domnul Vasile Cușcă, este angajat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, are o vastă experiență în domeniul social, activează în cadrul ministerului începând cu anul 1999, a avut o creștere profesională în cadrul acestui domeniu, începând de la specialist principal la șef direcție. Actualmente activează în calitate de șef direcție politici de protecție a drepturilor persoanelor cu dizabilități, contribuind la elaborarea și promovarea politicilor și cadrului normativ în domeniu. A absolvit Universitatea de Stat Aleco Ruso din municipiul Bălți în 1999. Considerăm de asemenea că candidatura dumnealui este foarte binevenită pentru consolidarea echipei Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Vă mulțumesc, stimați colegi, obiecții, propuneri, comentarii. Dacă nu, rog respectuos susținerea acestei candidaturi. Vă mulțumesc. Dați-mi voie să-i felicit pe noi colegia doamnei secretar de stat Tatiana Zatâc și să le urăm succes în activitatea extrem de dificilă de stabilirea acestui val de pandemie care vedeți că ne acoperă țara. Mai departe rog ministrul Justiției, domnul Nagacevski, să vină cu propunerile referitor la Ministerul Justiției. Vă rog mult! Da, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, doar o remarcă, tot anul 2020, cel puțin Ministerul Justiției a depus tot efortul ca să promoveze doar persoane pe criterii profesioniste, atâta e tot. Altceva nu ne-a interesat și în continuare ne bazăm pe aceleași principii. Cu privire la secretarii, candidaturile secretarilor propuse, este vorba de Cleșca Alexandru, actualmente dumnealui este vicedirector la Inspectoratul Național de Probațiune, adică o structură din subordinea Ministerului Justiției. Și a doua candidatură este vorba de Tatiana Tvirdun, care este șefa Direcției Avizare în cadrul Ministerului Justiției. Domnul Cleșca Alexandru a avut tangență și anterior cu anumite funcții publice, după care a activat în calitate de avocat și acum activează în calitate de vicedirector în cadrul structurii care am și menționat, Inspectoratul Național de Probațiune. Doamna Tatiana Tvirdun s-a format în cadrul Ministerului Justiției din anul 2003 până în prezent, evoluând pe toate treptele de formare profesională, actualmente fiind, cum am și menționat, șef Direcției Avizare. Sunt sigur că cu aceste persoane o să le fie foarte ușor să lucreze, inclusiv secretarilor de stat din alte ministere, și multe procese vor merge mult mai ușor, procese tehnice, ce vorbesc în cadrul discuțiilor care să aibă secretarii de stat din alt ministeriu cu secretarii de stat din Ministerul Justiției. Deci rog susținerea proiectului. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, stimate domnule ministru, dar pare mi se că inițial ar trebui să vedem ce facem cu deciziile anterioare ale Guvernului privind, în special mă refer la decizia luată în cadrul ședinței din 22 decembrie 2020, referitor la secretarii de stat în cadrul Ministerului Justiției. În acest context, stimate domnule ministru Nagacevski, rog să susțineți propunerea de anulare a alineatelor 6 și 7 din înscrierea protocolară numărul 76 cu privire la cadre din procesul verbal numărul 52 al ședinței Guvernului din 22 decembrie 2020. Dacă sunteți de acord cu această propunere, domnule Nagacevski.
Domnule prim-ministru, eu obiecții mari nu am. Problema este de altă natură. Conform codului administrativ, actul nefiind semnat sau contrasemnat, în cazul respectiv el este nu, conform prevederilor codului administrativ. Dar dacă s-a ajuns la concluzia prin guvern că ar fi bine noi să abrogăm aceste dispoziții sau aceste prevederi pe care le-ați menționat dumneavoastră, nu văd nicio problemă. Mulțumesc. Prin urmare, propun votului anularea acestor aliniate din decizia ședința Guvernului din 22 decembrie 2020. Cine este pentru, rog respectuos votarea. Vă mulțumesc. Acum supunem votului candidaturile propuse pentru funcțiile de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției, Tatiana Tverdun, care, după cum a menționat și domnul ministru Nagachevski, a crescut în interiorul Ministerului Justiției, este din sistem, după cum am menționat la începutul ședinței, și sper că va acoperi funcția de secretar de stat pe perioada interimatului acestui guvern. Cine este pentru aprobarea candidaturii doamnei Tatiana Tverdun, rog respectuos acceptul membrilor guvernului. Vă mulțumesc! La fel, propun atenției dumneavoastră votul pentru susținerea candidaturii înaintate de Ministrul Justiției pentru Alexandru Pleșca, care iarăși este din interiorul sistemului. Și rog respectuos, dacă nu sunt obiecții, comentarii la vis-a-vis de această candidatură, să o aprobăm în ședința de astăzi. Cine este pentru, rog respectuos votul colegilor. Vă mulțumesc! Îi felicităm și pe noi colegi în funcție de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției. Domnul ministru Nagachevski, rog să dispuneți demararea în trombă a noilor colegi ai dumneavoastră la nivel de secretar de stat. În ceea ce privește aceste numiri, atât la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cât și în cadrul Ministerului Justiției, atrag atenție în mod special asupra faptului că funcțiile respective sunt ocupate doar pe durata exercitării mandatului acestui guvern în demisie. Respectiv, odată cu numirea unui alt guvern, inclusiv secretarii de stat care au fost confirmați astăzi prin acceptul mărinimos al domniilor voastre, vor trebui să părăsească funcțiile la rândul lor. Stimată doamnă ministru Liria Pogolșa, vă rog respectuos la punctul 3 al agendei de astăzi. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, se propune aprobarea candidaturii doamnei Valentina Isup Hodjaev în funcție de director al Centrului Național al Cinematografiei pe un termen de 4 ani, în temeiul articolului 7, litera G din legea cu privire la guvern, articolul 7, alineatul 1 din legea cinematografiei. Doamna Valentina Isup Hodjaev activează în domeniul filmului și audiovizualului din anul 1996. Cariera a început-o în calitate de redactor literar și asistent de regie. În anul 2000 s-a lansat ca producător independent video și film și din 2005 a continuat aceeași activitate la casa de producție video și film Brio Studio. Mulțumesc, dar din câte cunosc, doamna Isup Hodjaev a câștigat concursul de angajare în această funcție. Da, potrivit capitolului 5 de regulament aprobat prin hotărârea Guvernului 846 din 2015, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a organizat și a desfășurat concursul pentru ocuparea funcției de director al Centrului Național al Cinematografiei și prin decizia Comisiei de Concurs, doamna Isup Hodjaev, Valentina, a fost desemnată învingătoarea concursului. Rezultatele concursului nu au fost contestate. Vă mulțumesc. În urmare, dați-mi voie să presupun că este o decizie formală a Guvernului, doar se confirmă faptul că doamna Isup Hodjaev a câștigat concursul și în urma acestei victorii în concurs urmează a fi confirmată prin votul Guvernului în funcție de director al Centrului Național al Cinematografiei pe un termen de 4 ani. Stimați colegi, dacă sunt obiecții, comentarii, propuneri vis-a-vis de această candidatură, dacă nu, rog respectuos votul dumneavoastră pentru confirmarea doamnei Isup Hodjaev în funcție.
Vă mulțumesc. Felicitări, transmitem felicitări doamnei Valentina Iusuf Hodjaev și îi urăm succes în gestionarea Centrului Național al Cinematografiei. Sperăm foarte mult că pe durata mandatului dumneiei vom avea filme de anvergură, filme cu care Republica Moldova să se poată mândri atât pe plan intern cât și în concurența externă a producțiilor cinematografice. Stimați colegi, acestea au fost subiectele pentru ordinea de zi a ședinței de astăzi a Guvernului. Vă mulțumesc respectuos și vă doresc o zi frumoasă în continuare, nu fără a vă ura sau fără a atrage atenția de a vă păzi și de a respecta cu strictețe normele sanitare epidemiologice în aceste dificile momente de pandemie. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună!